Bună ziua, bine v-am găsit la Ghidul de Sănătate, sunt Laura Teodoru. Cu sau fără voia noastră, corpul uman suferă anumite modificări. Pentru a depista din timp natura acestor schimbări și a preîntâmpina o evoluție nefavorabilă, trebuie să facem analize medicale periodic. Cum ne pregătim însă pentru recoltare, aflăm în cele ce urmează. Sânge, secreții nazale sau vaginale, materii fecale sau urină. Toate acestea analizate oferă o imagine asupra stării noastre de sănătate. Momentul recoltării probelor biologice este foarte important și trebuie pregătit după niște reguli simple și clare. Analizele de laborator se efectuează în principiu între orele 7:30 și 8:30. Cu o seară înainte de recoltare, pacienții trebuie să nu aibă o masă copioasă, să nu consume alcool, să nu facă un efort fizic deosebit. Pentru cei care au infecții respiratorii și trebuie recoltat exudatul faringian, pacienții trebuie dimineața să nu mănânce, să nu se clătească cu apă în gură, să nu se spele pe dinți. Pentru cei care trebuie să depisteze o infecție în nas, trebuie să-și recolteze exudatul nazal și este obligatoriu să nu sufle nasul dimineața înainte de recoltare. Pentru urocultură este nevoie de un recipient special, ridicat de la clinică în care se fac testele. Proba se va preda din prima urină a zilei respective. În cazul secrețiilor vaginale, femeile trebuie să evite contactul sexual cu cel puțin 48 de ore înainte de prelevarea probelor. Lucruri simple, dar atât de importante. Se recomandă ca pacienții să respecte aceste reguli simple înainte de a veni la recoltarea analizelor, deoarece în caz contrar, rezultatele vor fi eronate și diagnosticul va fi orientat greșit. În felul acesta, tratamentul afecțiunilor va fi eronat. Medicii vorbesc despre o periodicitate a efectuării analizelor. Anual, fiecare dintre noi ar trebui să treacă pe la un laborator pentru realizarea unui set de analize, fie pentru depistarea precoce a unor afecțiuni, fie pentru urmărirea evoluției unei boli, de cele mai multe ori la indicația medicului de familie sau a medicului curant. Testele uzuale care ar fi recomandate sunt glicemia pentru investigarea stării de sănătate, evitând apariția diabetului zaharat, special la copii și la vârstnici. O altă analiză importantă ar fi hemoleocograma însoțită de VSH pentru depistarea anemiilor într-un stadiu incipient. Pentru pacienții care au predispoziție către obezitate, ar fi indicat să se recolteze sânge pentru lipidogramă, colesterol, trigliceride și toate fracțiunile de colesterol. Un caz special este reprezentat de femeile însărcinate. Viitoarele mămici trebuie să se supună mai multor investigații, starea lor de sănătate influențând-o și pe cea a fătului. Nedescoperite la timp, carențele de minerale sau bolile infecțioase pun în pericol sarcina, sănătatea mamei și pot genera malformații ale fătului. Atât pentru astăzi din Ghidul de Sănătate, realizat împreună cu specialiștii MedLife. Nu uitați să treceți periodic pe la medic, sănătatea fiind poate cel mai de preț bun al nostru. Ne vedem săptămâna viitoare, sănătoși și viguroși!